Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, sunt bucuros să citim în seara aceasta viața Sfântului Elefterie. Fiul al Anitei, care a fost adus la credință de Sfântul Apostol Pavel la Roma, pentru că era roman de cetățenie, este adus de mic înaintea Sfântului Anichit, episcop al Romei, și învățat despre Sfintele Scripturi. Atât era de evlavios încât la 15 ani primește diaconia, hirotonia într-o diaconia, la 18 ani preoția. Ca la 20 de ani, în fața unei comunități care avea nevoie de, cum să-i spunem, viață proaspătă, de putere și de dinamică tinerească, este hirotonit ca episcop pentru un oraș, Valonia, care astăzi este în Albania, ca episcop al Ilirikului. Să știți că până aici viața lui n-ar fi fost specială dacă n-ar fi iritat într-un fel sau altul prin propovăduirea sa pe împăratul Hadrian, care trimite să fie căutat până acolo, în Ilirik, în Valonia. Pentru că și acolo propovăduia și întorcea pe foarte mulți la Hristos. Îl trimite pe un prefect, pe un oarecare Felix, care intră în biserică și auzindu-l cum propovăduiește și ce spune, el însuși se convertește, devenind astfel o problemă pentru imperiu. Nu în ultimul rând, este trimis un altul, care se chema Coremon. Și acesta construiește un cuptor foarte încins, care are niște spițe de o parte și de alta, ca să fie ars în Elefterie, numai că cel din tâi care trece pe acolo este însuși Coremon, care el se convertește și el și mărturisește pe Domnul Hristos, trece prin foc și iese pe partea cealaltă a cuptorului întreg, viu și nevătămat, dar este ucis de către soldații romani. Sfântul fuge în primă fază undeva în munte, unde îmblânzește fiarele către care ar fi vrut să-l ducă să fie ucis împăratul și soldații săi, este arestat, este legat pentru a fi târât prin oraș, dar îngerii desfac legăturile, până la urmă moare ucis de către soldații împăratului, în mod absurd, îndrăznesc să spun, fiind decapitat pentru mărturisirea lui Hristos. Mama sa, Antia, văzând moartea fiului său, îl ia în brațe, îl îmbrățișează și moare și ea alături de el, fiind ucisă de soldații romani ce păzeau trupul acestuia. Pare că e o poveste de groază pentru unii, dar de fapt așa erau lucrurile făcute și îngăduite, într-atât încât se testa oarecum credința oamenilor. Toată povestea Sfântului Elefterie mi se pare importantă pentru aceea că este omul care ne lasă rugăciuni către Duhul Sfânt în așa fel încât mărturia lui să fie dovedită de către minunile pe care Domnul Hristos le îngăduie prin el. Sfântul Elefterie are și suavitatea aceasta unui tânăr extrem de dinamic, nu moare foarte bătrân. Moare purtând cu sine toată forța aceasta unui tânăr care putea cere în numele cetățeniei romane să fie protejat. Harul lui Dumnezeu îl însoțește. Și prin aceasta se vedește odată în plus că sămânța apostolică dăruită părinților unui sfânt îl fac sfânt. Mâine este o nouă zi.